Bună seara! Este data de 24 septembrie. O secundă să-mi reglez sunetul, să nu fie prea tare la voi. E ok. Deci, ora 19:30, noi suntem gata să intrăm live. Sperăm că și voi sunteți gata. Dacă nu, vă mai dăm un minut, două, să vă chemați toți membrii echipei, să faceți echipa completă și să vă pregătiți de joc. Iar noi revenim. Și haideți să vedem ce avem de zis la introducere. Este al 56-lea quiz live. Multe au trecut de la quizul cu numărul 55. La quizul numărul 55 am încheiat era a patra. Haideți să ne amintim cine a fost printre câștigătoare. A fost echipa Acord pe locul 1, pe locul 2 hashtag protest permanent și pe locul 3 echipa REM. Iată așa o situație, a fost la finalul erei 4. Pornim acum era 5, deja o să vedem cum o să decurgă, cine va câștiga, cât va dura și așa mai departe. Între timp am reușit noi să facem tabără de vară de jocuri intelectuale. A mai fost și sezonul de vară cu 4 cupe și a venit timpul să reluăm și quizurile. Acum haideți să mergem la înregistrarea cu regulile jocului. Nu s-au schimbat regulile de la ultimul joc. Dacă ați mai jucat, deja le știți. Dacă jucați prima dată, vă uitați foarte atent. Iată și regulile jocului. Jucăm 7 runde. 6 runde cu 8 întrebări și o rundă specială cu 2 întrebări. Puteți acumula un total de maximum 50 de puncte. Răspunsurile se transmit prin formularul indicat în comentarii, la finalul fiecare runde. Verificați data indicată în anchetul formularului să coincidă cu data concursului. Completați răspunsul la fiecare întrebare într-o căsuță separată, nu toate răspunsurile într-o singură căsuță. Este același formular la toate rundele. Aveți grijă ca denumirea echipei să fie identică în toate rundele. Este acceptat un singur formular per rundă. Dacă la o rundă trimiteți mai multe formulare, va fi punctat doar primul primit. Vom face pauze după runda a doua și a patra. Aveți circa un minut de gândire per întrebare. Vă puteți gândi la întrebările anterioare din runda curentă. Răspunsurile corecte vor fi anunțate după rundele a doua, a patra și a șaptea. Dacă nu se cere concret, acceptăm răspunsuri în limbile pe care le cunoaștem, română, rusă, engleză sau franceză. Numărul dintre paranteze pătrate indică din câte litere este format răspunsul corect. Jucăm în română. Dacă nu specificăm altfel, indiciile, de exemplu numărul de litere, se referă la răspunsuri în română. Și desemnarea echipei câștigătoare. Câștigă echipa cu cele mai multe puncte la final, dintre echipele care au jucat live. Și criterii de departajare pentru echipele din top 3. Primul criteriu este numărul de runde câștigate, iar al doilea, formularul expediat mai rapid la runda a șasea. Astea sunt regulile. Iată în comentarii, în chat, cineva a propus să facem un rating și pentru echipele care poate nu câștigă întotdeauna. Ideea e bună.
Noi să ne gândim până la jocul viitor și poate o să facem un sistem cumva să fie interesant concurența și între echipele mai începătoare, mai tinere. Acum haideți să mergem să vedem care sunt temele de astăzi. Așa, o mică animație. O să începem cu încălzirea, ca de obicei. Continuăm cu runda feminină, matricială, import și export, economică, muzică și film și runda specială din două întrebări. Poate observați, poate vă zic eu, sunt trei runde speciale, mai exact runda a treia, a patra și a cincea. Acestea sunt asociate zilei economistului și celor 30 de ani pe care îi face ASEM-ul, chiar astăzi. Iar parteneri în realizarea acestei inițiative sunt PricewaterhouseCoopers Moldova și FinEDU, o asociație care are ca scop creșterea gradului de alfabetizare financiară a populației și îmbunătățirea cunoștințelor societății în domeniul financiar. Deci ce înseamnă asta? Că vom avea o echipă câștigătoare, echipa care va acumula cele mai multe răspunsuri corecte la cele trei teme, deci runda a treia, a patra și a cincea, și această echipă va primi un joc de societate bun, în cazul în care va fi egalitate de puncte. O să tragem noi la sorți, deja o să trebuiască să aveți încredere în noi că va fi totul corect, ceea ce noi garantăm. Deci vom ști la finalul jocului cine a luat premiul și în următoarele zile o să-l transmitem. Asta a fost introducerea. Acum haideți să facem un exercițiu pe care îl facem noi de obicei înainte de prima rundă. Să testăm că merge formularul și că l-ați găsit, știți să-l utilizați. Vă rog să ne transmiteți un formular de test cu denumirea echipei și dacă doriți puteți la răspunsul 1 să ne scrieți și vreun mesaj. De unde jucați, ce mai faceți. Iată, avem deja vreo 8 echipe care au reușit să ne transmită. Intel, Fantastic 2, Dement, Casablanca, Rem, Oscar, Kitsarena, Accord, Masa 21, Mr. Brown, Mosaic, Ne salută lumea, și de pe la Bacău, Târgu Mureș, Chișinău. Se adună echipele câte puțin. Așa. În orice caz, formularul funcționează și din Irlanda joacă lumea. Mai așteptăm vreo câteva secunde, după care trecem la întrebări. Da, în momentul ăsta cred că o să-i transmit Sandy microfonul. Sanda va citi întrebările astăzi. Da, vedem că sunetul este ceva mai puternic decât de obicei. Asta în principiu e bine, dar ne ziceți dacă vi se pare că ea e prea puternic. Vorbim noi mai încet. Așa, deci, Sanda. Bună seara, mi-a fost dor și mie de voi, de jucători, de echipe. Introducerea cred că a fost destul de explicită, așa că să pornim cu întrebările din prima rundă, runda încălzire. Într-o caricatură americană, un vierme merge să-și viziteze prietenii care locuiesc într-un XY, care două cuvinte care încep cu aceeași literă au fost înlocuite prin XY.
Din cauza spațiului limitat, dar și pentru a-i proteja pe marinari de căzături, începând cu finalul secolului XVI, fiecare marinar plecat pe mare primea câte un X. Cuvântul X vine dintr-o limbă a amerindienilor și înseamnă bucată întinsă de pânză. Ce este X? În Thailanda, ei sunt în număr de aproape 350.000. Fiindcă produsele pe care le mănâncă sunt de obicei foarte calorice sau reprezintă produse alimentare procesate, circa jumătate din ei sunt supraponderali sau chiar obezi. Cine sunt ei? Deși se află în cantități mari, la o distanță relativ mică de noi, el poate fi fatal dacă este inhalat. Cu toate acestea, el este vital. Datorită mirosului său înțepător, a fost numit după cuvântul grecesc pentru miros. Ce este el? 4 litere. Un raport al armatei SUA din 1946 menționează conopida. Ulterior, în descrieri similare, în loc de conopida era menționată ea. Ce este ea?
În 2010, 15% din decesele cauzate de infarct au fost legate de consumul excesiv de 4-1-2-3. 4-3-2-1 poate fi găsită în denumirea unui proces global, iar 1-2-3-4 este un zeu din panteonul grecesc. Numiți zeul. În întrebare dată, fiecare cifră înlocuiește o literă. Călugării din Evul Mediu, care se ocupau cu copiatul de manuscrise, se plângeau uneori așa: mi-e foarte frig, of, mâna mea, sau el este foarte păros. Ce este el? 9 litere. Acest tip de flotare presupune întinderea unui braț în momentul ridicării de la sol. Exercițiul este numit în cinstea lui. Cine este el, dacă a apărut în anul 1938?
Continuăm cu runda a doua, runda feminină. Vedeți o parte din simbolul care reprezintă o filozofie. Cealaltă parte, ascunsă de noi, este de culoare neagră și completează ceea ce vedeți. Ce caracter este, de fapt, partea ascunsă de noi? Poate că nu știți, dar cuvântul lesbian poate să se refere și la bărbați. Explicați, vă rog, ce este un lesbian. Am eliminat câteva cuvinte de pe haina Cindy. Numiți cele 5-6 cuvinte eliminate. Într-un articol despre iubărețul Juan Martín del Potro, se zice că el își schimbă femeile precum alfele. În fotografie nu apare vreo alfă. Ce sunt alfele?
needles too. You buy your musket, but I'll run you through. Showing your way to win the next attack. You better stay and there's no turning back. The bugle sounds, the charge begins. The run is not a fear that would wait. The sound of that can stop your husband. Formația audiată este formată doar din femei. Interpretează în special cover-uri și are o denumire inspirată din denumirea unei formații britanice cu adăugare literei S la final. Numiți formația audiată. Obiectele geografice de pe acest corp cosmic primesc doar nume feminine, cu câteva excepții. Un munte numit în cinstea unui fizician și obiectele din regiunea Alpha și Beta. Despre ce corp cosmic este vorba? Într-un episod al serialului South Park, o statuie ce o reprezintă pe Fecioară Maria începe să sângereze. Denumirea engleză a episodului este XY. Numiți XY dacă a fost inventat în prima jumătate a secolului 20. Și ultima întrebare din rundă. Femeile din imagine le personifică pe ele. Pe care dintre ele o personifică femeia din mijloc?
avem o pauză scurtă, timp în care vă amintesc că puteți să susțineți CMJI și proiectul Quizul de Winner și financiar conform rechizitelor din descrierea transmisiunii. Aducem și mulțumiri patronilor și celor care au desemnat 2% din impozitul venit către CMJI. Dacă nu mă greșesc, în jur de 19.000 de lei am primit de la voi. Următoarea rundă o să fie runda matricială, dar înainte de ea felicităm încă o dată cu cei 30 de ani pe care îi face Academia de Studii Economice a Moldovei. Vreau mulți ani înainte și cel puțin la fel de roditori cu personalități, studenți și specialiști. Iar runda următoare... am uitat să vă spun ceva foarte important, și anume răspunsurile. M-am dus un pic prea înainte. Mi-era și mie dor de jocuri ca să le citesc toate întrebările. Haideți să vedem răspunsurile. La prima întrebare, din prima rundă, XY era măr mare. Măr mușcat, tot o versiune bună, dar răspunsul corect, dacă mărul era, mare. Dacă era măr mușcat, atunci era mai bine. Nu știu dacă l-auziți și pe Octavian, am modificat noi ceva din setări ca să avem așa un format mai interactiv. Dar da, acceptăm doar mărul mare, cu aluzia la New York. La întrebarea 2, X-ul era hamac, în afară de avantajul economisirii spațiului, hamacurile se legănau, repetând mișcarea navei, iar marinarii nu mai riscau să cadă din paturi sau culcușurile pe care și le improvizau uneori pe nave. Hamacurile erau cunoscute în Europa, dar au devenit populare doar după ce coloniștii din Americi au observat cât de des erau folosite de amerindieni. La întrebarea 3, ei erau călugării, călugării tailandezi pot mânca doar ce li se oferă drept pomană. Iar mulți tailandezi consideră mâncare dulce drept o pomană potrivită. La 4, el este ozonul. Stratul de ozon este fundamental pentru păstrarea vieții pe pământ. La întrebare 5, despre ea, ciupercă. Testele operațiunii Crossroads cu bombe nucleare au fost descrise ca formând nori de conopidă, dar un reporter le-a numit ciupercă. La întrebare 6, despre zeu, era Ares, Sarea, Sera și Ares. La întrebare 7, pergament. Aceste lamentări au fost găsite pe marginile manuscriselor pe care călugării le-au scris în scriptoriile reci ale mănăstirii. Pergamentul era realizat din piei de animale, iar pergamentul de proastă calitate avea fire de păr care nu fuseseră îndepărtate. Și la întrebare 8, Superman. Cred că gestul era destul de sugestiv. Din ce văd, eu o singură echipă a acumulat 8 puncte și era echipa SER. Răspunsurile la runda 2, la prima întrebare, răspunsul corect era semnul întrebării, iar emblema era a filozofiei feministe. La 2, multe explicații interesante noi am citit, unele mai lungi, unele mai scurte. Cea corectă este un locuitor al insulei Lesbos. Așa simplu era. La întrebarea 3, cele 5-6 cuvinte eliminate, girls just want to have fun. Iar în poză este Cindy Lauper. Poate știți cine este ea, eu, de exemplu, nu am idee cine este ea. La 4, rachete. El este un jucător de tenis. La 5, Iron Maidens, în traducere Fecioarele de Fier.
iar coverul care l-ați audiat era piesei The Trooper de Iron Maiden. La 6, corpul cosmic planeta Venus, era vorba despre muntele Maxwell. La 7, XY Bloody Mary și la 8, Opera. Era Safari, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox și Google Chrome. Așa, avem, hai zic mai tare, avem 3 echipe cu 8 puncte, H5N1, Papa Dulce și Mr. Brown. Felicitări! Da. Și, cum am spus, runda matricială, încep acele 3 runde dedicate celor 30 de ani a Academiei de Studii Economice a Moldovei și prima din ele, runda matricială cu matricea ASE. Definiția acestui englezism este sistem de finanțare prin închiriere sau concesionare unui aparat, utilaj și altele pe o perioadă determinată, după care se dobândește proprietatea asupra acestuia. Numiți terminul din 5 litere. Probabil că este mai puțin cunoscut decât fratele său mai mare, dar cel din imagine este unicul dintre cei doi cu un Oscar pentru cel mai bun rol principal. Numiți-l pe cel din imagine, numele și prenumele. Aceste imagini apar în articolul de pe Wikipedia despre ele. Numiți-le pe ele prin două cuvinte, dacă terminul a început să fie utilizat prin secolul XVIII.
O cercetare a ajutat la stabilirea arealului în care locuiau iudeii în mileniul I înaintea erei noastre. Arealul coincidea aproximativ cu zona în care cercetătorii nu au găsit alfe pietrificate de X, ci am înlocuit prin alfe și X. După evadarea din închisoare în serialul Prison Break, eroul principal scapă de planul de evadare cu ajutorul lui. El este menționat în denumirile lucrărilor mai multor deținători ai premiului Nobel. Ce este el? Acum peste jumătate de secol, un grup de oameni urca într-un elicopter. Acesta se ridica, după care pilotul deconecta motorul, aparatul de zbor cădea, după care motorul era pornit și din nou tot așa. Răspundeți printr-un singur cuvânt de ce se pregăteau acei oameni. 11 litere. Pentru un timp, acesta a fost al treilea cel mai de succes film, cu încasări depășite doar de Jaws și Star Wars, episodul 4 A New Hope, care este titlul original al filmului.
Și întrebarea 8. Batter, catcher și pitcher sunt termeni utilizați în ce? Continuăm cu runda 4, import-export. O anumită măsură luată în prima jumătate a secolului 20 a dus la creșterea importului unei categorii de produse. În Canada de 6 ori, în Mexic de 8 ori, în Bahamas de tocmai 375 de ori. Despre ce categorie de produse era vorba? În anul 2013, Arabia Saudită și Bahrainul au interzis importul unor obiecte și purtarea lor. Numiți filmul din 2005-2006 în care protagonistul poartă un astfel de obiect.
În anul 1700, în Londra, existau deja peste 2000 de localuri ce vindeau acest produs. Mai târziu însă, ele și-au pierdut importanța din cauza scumpirii importurilor din coloniile franceze, portugheze și olandeze. Despre ce produs era vorba? Un scandal în desfășurare la nivel internațional s-a iscat din cauza anulării unei înțelegeri ce implica exportul a doar 12 obiecte principale la prețul total de circa 56 miliarde de euro. Despre ce obiecte este vorba? La începutul anilor 1970, în Republica Sud-Africană se luau măsuri drastice într-un domeniu. Astfel, multe vase pentru bucătărie erau importate din state francofone. Măsurile au fost determinate de trecerea statului la el. Numiți-l pe el prin două cuvinte. Mulți comercianți antici preferau să nu intre pe teritoriul Atenei, ci să se oprească pe insule mărunte din apropiere. Această informație este prezentată în articolul de pe Wikipedia despre ele. Numiți-le pe ele prin două cuvinte, inclusiv unul străin.
Suedia a atins un nivel atât de înalt al dezvoltării într-un anumit domeniu, încât în prezent importă oi pentru ardere, care trei litere au fost omise din întrebare. Și ultima întrebare. Conform unei glume de pe internet, ele constituie principalul articol de export australian. În mod surprinzător, ele se clasează și pe locul întâi la importuri. Ce sunt ele? Avem încă o pauză scurtă între runde. Vă amintesc încă o dată că puteți să susțineți CMJI și proiectul Quizul de Winner și financiar, conform rechizitelor din descrierea transmisiunii.
Pauza scurtă a fost scurtă. Revenim cu răspunsurile. Mai întâi la runda matricială. Vă amintesc că matricea era ASE. La prima întrebare, termenul din 5 litere era LIS. La 2, cel din imagine este Affleck, Casey, dacă nu greșesc numele lui. Da, Casey Affleck, Oscar pentru rolul din Manchester by the Sea. Și Ben, fratele lui, are Oscar-uri doar că pentru cel mai bun film și cel mai bun scenariu. La întrebarea 3, clasele sociale. La 4, prin Alfe și X, Oase și Porc. La întrebarea 5, el este laser. Tatuajul cu planul de evadare este șters cu ajutorul laserului. La întrebarea 6, cuvântul din 11 litere era aselenizare. Modul în care se comporta elicopterul era similar cu cel al navei care aselenizează. La întrebarea 7, titlul original al filmului Grease din 1978. Și la întrebarea 8, batter, catcher, pitcher sunt termeni utilizați în baseball. Așa, ce ne spune clasamentul? Așa, avem la runda a treia, da? Acum, runda a treia, tocmai 7 echipe cu câte 8 puncte. Sier, Casablanca, Mitch, Rem, Robin Lacot, Ui și Varvara și Parascheva. Da, Varvara și Parascheva e o singură echipă. Așa, și răspunsurile la runda import-export. Prima întrebare. Categorie de produse băuturile alcoolice. În timpul prohibiției, consumul de alcool în SUA, prin statele menționate, trecea cea mai mare parte a contrabandei de alcool. La 2, filmul din 2005-2006 era V for Vendetta, iar prin această măsură se încerca evitarea protestelor anonime. La întrebarea 3 era vorba despre cafea și ce cașa englezii au trecut la ceai. La 4, obiectul era submarinele. Acordul viza vânzarea submarinelor de către Franța, către Australia. La întrebarea 5, el prin două cuvinte. Sistemul metric. Vasele vechi cu notări în sistemul imperial erau înlocuite cu altele pe care erau indicate măsuri în sistemul metric. La întrebarea 6, ele prin două cuvinte, zonele offshore. Da, după cuvântul offshore s-au acceptat răspunsurile, Atena avea un impozit de 2% pentru importuri și exporturi. Astfel, mărfurile erau duse pe insulele din apropiere, iar apoi ajungeau în Atena prin contrabandă. La 7, cele 3 litere GUN, de la gunoi, capacitatea incineratoarelor suedeze care produc energie depășește cu 21% cantitatea de gunoi din țară. Așa că în ultimii ani se importă anual câte 2,5 milioane de tone de gunoi din țările vecine. Și la întrebarea 8, ce sunt ele? Sunt bumeranguri. Așa, Octavian, ne zici și rezultatele la această rundă? La runda a 4 avem doar 2 echipe cu 8 răspunsuri corecte, Casablanca și hashtag protest permanent. Cam așa e situația la moment. Continuăm cu runda 5, runda economică. În cartea Modelul Danez se zice că, în teorie, impozitele mari și predominarea sectorului bugetar duc la diminuarea creșterii economice, inovațiilor și a concurenței. Cu toate acestea, modelul economic din Danemarca funcționează și este comparat în carte cu un dar, care termen economic din 3 litere a fost omis în fraza anterioară.
X-ul a fost fondat în anul 1968 pentru soluționarea problemelor economice. Lazio este și el un X, numit X-ul prin patru cuvinte. Acest termen înseamnă societate care deține o cantitate suficientă din acțiunile altei societăți pentru a exercita controlul asupra ei. Termenul vine din engleză cu sensul de posesie, numit termenul. La mijlocul anilor 1990, un bancher brazilian pe nume Sakaguchi a cercetat un plan de afaceri și a decis să investească peste 200 de milioane de dolari în construcția unui aeroport. Cazul a devenit celebru. În ce țară trebuia să fie aeroportul? Această companie este cea mai mare ca sumă a veniturilor cu sediul în Europa. Pe lângă domeniul său tradițional, investește în prezent și în dezvoltarea surselor alternative de energie. Nu întâmplător, cineva a comparat emblema companiei cu un soare care răsare, numit companie.
În Imperiul Bizantin, impozitul pentru imobile se achita nu din suprafața clădirii, ci din volumul ei. Acesta mai era numit uneori impozit pentru, scrieți cuvântul omis, din trei litere. Conform unui aforism, primul trebuie să lucreze în secția de vânzări, iar al doilea în secția de creditare. Numiți-l pe primul și pe al doilea prin câte un cuvânt, dacă este vorba de antonime. În anul 2006, China a început să impoziteze varianta de unică folosință a lor, pentru că în acest scop se cheltuiau anual circa 2 milioane de metri cubi de materiale. Ce sunt ele? Thank you.
Continuăm cu următoarea rundă, muzică și film. Prima întrebare. În unul din episoadele serialului Community, protagoniștii urmează cursuri de olărit și yachting. La fiecare din cele două cursuri sunt interzise orice referințe legate de scene romantice din câte un anumit film. Scrieți titlurile celor două filme cunoscute. Vedeți coperta unei cărți biografice despre un manager muzical, de pe care noi am eliminat câteva elemente. Manager al cărei formații celebre apărute încă în anii 1960 a fost cel din imagine. Copiii englezi, dorind să scape de vremea urâtă și să iasă afară la joacă, cântau uneori un cântecel în care rugau Alfa să plece în Beta. În engleză, Alfa și Beta rimează. Numiți Alfa și Beta în engleză sau română. În engleză 45 litere, în română 6 și 6 litere respectiv. Vedeți un cadru dintr-un film în care apar mai multe piese de Clinton Mansell și nu apar piese de Mozart. Numiți filmul.
Pentru rolul fetiței din filmul Aliens din 1986 a fost aleasă Carrie Henn, care nu mai jucase nicăieri până atunci. Asta cu toate că printre candidate erau tineri actrițe cu experiență. Conform producătorului, problema era că după fiecare replică, acestea făceau asta. Ce făceau? You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. Numiți piesa audiată. E posibil ca prima poveste despre Alfa să fie compusă de un scriitor spaniol pentru Alfonso al XIII-lea, care pe la vârsta de 8 ani suferise prima pierdere. Într-un film apărut acum peste un deceniu, rolul Alfei este jucat de Dwayne Johnson. Numiți Alfa prin două cuvinte. Pe strada unde stai tu, ne știu toate felinarele. Ne întâlneam cu luna, ne despărțeam cu soarele.
Am vrut să facem un pachet așa, dar vedeți singur ce s-a primit. Așa este și denumirea piesei audiate. Numiți-o! Și avem ultimele două întrebări din runda specială. Vă amintesc că un răspuns corect valorează un punct, un răspuns greșit minus un punct. Așa că fiți atenți, gândiți-vă la ce întrebări răspundeți și dacă răspundeți. Prima întrebare specială. În Irlanda de Nord se zicea pe timpuri: Maradona este bun, Pele e mai bun, dar cel mai bun e cine anume? Atunci când au fost inventate catapultele acționate de aburi, ele au început să fie instalate pe avioane. Și în prezent astfel de catapulte încă sunt utilizate. Care patru litere au fost omise din prima frază?
Avem o pauză scurtă. Puteți să susțineți proiectul nostru Quizul de Winner și, în general, CVJI, atât moral cât și financiar, conform rechizitelor din descrierea transmisiunii. Încă puțin, revenim cu răspunsurile corecte, cu câștigătorii premiului special și cu totalurile jocului. Așadar, răspunsurile la runda economică întâi. Termenul economic din trei litere omis a fost bon. Din punct de vedere teoretic, și un bon dar nu ar trebui să zboare. La întrebarea 2, X-ul este Clubul de la Roma. Acesta este compus din oameni de știință, economiști, oameni de afaceri, înalți funcționari publici, șef de stat și foști șef de stat. La 3, termenul din engleză cu sensul de posesie este holding. La 4, țara trebuia să fie Nigeria, este cea mai mare sumă transmisă într-un caz de fraudă nigeriană. La 5, compania Royal Dutch Shell, producător de petrol și gaze în special. La 6, impozit pentru aer. La 7, primul și al doilea sunt optimistul și pesimistul. Optimistul ce că va lăuda marfa, pesimistul va cerceta atent dosarele pentru eliberarea creditelor. Și la întrebare 8, ce sunt ele? Ele sunt bețișoare pentru mâncare sau chopsticks. Cu ceva rezultate, Octavian? Așa, noi avem runda 5. La runda 5 avem o singură echipă cu 8 puncte, echipa Masa 21. Așa, și haideți să vedem la muzică și film răspunsurile corecte, titlurile celor două filme, Titanic, Ghost, la 2, The Man Who Led Zeppelin, la 3, Rain, Spain, sau Playa în Spania, Rain, Go to Spain, Fair Weather, Come Again, așa cântau copiii. La 4, filmul este Requiem for a Dream. La 5, zâmbeau. Experiența lor ținea cel mai des de spoturi publicitare, varianta cu râdeau un om acceptat-o. La 6, piesa odiată era Pretty Fly for a White Guy de Offspring. Astfel de maiouri, glumeții au apărut după incidentul de la dezbaterile electorale din 7 octombrie 2020, când pe capul vicepreședintelui Mike Pence a aterizat o muscă. La 7, alfa prin două cuvinte era zână măseluță. Iar la 8, simplu și ușor, de Carlos Dream. Așa, ceva rezultate de la Octavian? 4 echipe cu 8 puncte, Mr. Brown, Moft, Mozaic și Mitch. Așa, un pic interactiv jocul de azi la noi. Haideți să vedem la runda specială care erau răspunsurile corecte. La prima întrebare, Maradona este bun, Pele e mai bun, dar cel mai bun e George Best. Best is the best. Fost jucător nord-irlandez de fotbal, clasat pe locul 16 în cadrul sondajului pentru jucătorul mondial al secolului. Și la ultima întrebare, 4 litere omise au fost port. Au fost instalate pe port avioane, fiind utilizate la startul catapultat. Înainte de feedback, avem o chestiune de făcut și anume de ales câștigătorul premiului special pentru cele 3 runde speciale. Deci erau rundele 3, 4 și 5. Avem premii de la PricewaterhouseCoopers Moldova și FinEDU. Am avut 3 echipe. Da, imediat zic. Da, deci la cele 3 runde speciale, a 3-a, 4-a și a 5-a, am avut 3 echipe cu câte 22 de puncte. Respectiv, chiar acum o să tragem la sorți dintre cele 3 echipe
Să-mi amintesc care sunt ele. Le-am scris pe foiță deja, dar Masa 21, Casa Blanca și Protest Permanent, dacă nu mă greșesc. Nu mă înșală memoria, verific imediat. Ok, haideți că tragem la sor și vedem ce iese. Apropo, echipa care o să câștige, o să vă rog să ne scrieți un formular cu ceva date de contact, pe cine să contactăm, sau vă contactăm noi de la CMJ sau poate direct partenerii care oferă premiul. Așa, Sanda, chiar acum atrage, te rog, o echipă. Așa, hai, care e trasa? Protest permanent. Hashtag protest permanent. Da, nu puteau să plece fără premiu astăzi. Felicitări. Apropo, nu știam cine este din echipa Casablanca. Speram că este de mai aproape să nu trimitem premiu chiar departe. Dar sorții ne-au scutit de acest efort. Deci, hashtag protest permanent. O să ia premiul. Acum o să trimitem un formular de feedback care este același ca și întotdeauna. O să vă rugăm să-l completați, să ne dați careva sugestii de joc, iar între timp noi facem totalurile și revenim cu câștigătorii jocului de azi. Our love is a lie, and so we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. I'm falling for you, whatever you do, 'cause baby you've shown me so many things that I never knew. Whatever is a lie, and so we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling. Am revenit, așa, să mă adaptez și eu la volumul microfonului. Apropo, reamintim că astăzi se împlinesc 30 de ani de la fondarea ISM-ului, faptul cu care felicităm instituția mulți ani înainte. De asemenea, avem printre parteneri în organizarea acestei ediții a quizului de vineri pe Asociația FINEDU și PricewaterhouseCoopers Moldova. Ok, noi suntem gata să anunțăm câștigătorii. Pot să vă zic că a fost o luptă foarte, foarte strânsă și aici cu Sanda în studio urmăream, mai ales în a doua parte a jocului, cum evoluează clasamentul și
Ne gândeam, oare cine o să câștige primul joc din acest nou sezon? Haideți să mergem să vedem care sunt câștigătorii. Așa, au fost 28 de echipe în acest concurs. Runda finală a fost mai simpluță, multe echipe au luat 2 puncte. Unele echipe n-au riscat să dea un răspuns. Așa. Urmărim împreună. Și deschide top 10 cu 39 de puncte. Echipa Mozaic la egalitate cu locul 9 H5N1. Și avem pe primele 4 locuri 4 echipe cu câte 44 de puncte. Iată așa o situație. Dar echipa SR este unica echipă care a câștigat 3 runde. Da, prima 3 și a 7, respectiv automat sistemul nostru a departajat-o pe locul 1. Felicitări și celorlalte echipe care au dat foarte multe răspunsuri corecte. N-a fost o etapă simplă și ușoară, a fost de dificultate ok, credem noi. Dacă credeți și voi așa sau poate nu credeți, oricum vă invităm să completați formularul de feedback. Linkul l-am pus în chat, îl copiați repejor și introduceți. Nu este necesar să completați chiar toate pozițiile, unde aveți voi o părere, acolo și completați. Asta a fost primul joc din această ieră. Sperăm noi că a fost un început bun și continuăm mai departe, revenim cu un nou joc vinerea viitoare, deja pe data de 1 octombrie. Apropo, pe 1 octombrie să avem de asemenea un joc mai special și probabil că tot vor fi premii. Asta a fost jocul, vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm să aveți un weekend cât mai frumos.